Elevii claselor a 12-a au susținut simularea de examen a probei la alegere a profilului și a specializării din cadrul bacalaureatului. Testarea a început la ora 9 și a durat 3 ore, iar profesorii supraveghetori au fost de altă specialitate decât cea de examen. Liceenii nu au fost speriați de simulare și așteaptă note mari, deoarece au considerat că testarea nu a avut un grad de dificultate mare. Ce ați făcut la examen? Am scris. Vi s-a părut ușor? Da. Ce notă crezi că vine? Peste 8. La ce ai altat proba? La sociologie. Și tu? Tot sociologie. Da. Foarte ușor. Cred că e o notă foarte bună. La economie. Economie? Da. Și la BAC, credeți că o să fie mai greu sau mai ușor? Depinde ce rezultate se obțin acum. Să formulăm ideea principală a textului, ne-a dat un text la subiectul 2, să formulăm ideea și am avut temperilo la subiectul 1. Credeți că o să fie mai greu la BAC? Nu. La ce ai dat examen? La geografie. Cum a fost? Ușor. Ce notă crezi că e? Nu știu, cred că peste 7,50. Crezi că BAC-ul o să fie mai greu ca proba asta? Nu. A fost ușor, am învățat și am descurcat. La biologie. Și cum ți s-a părut? Ușor. La logică. Și cum vi s-au părut subiectele? Ușoare, abordabile. Credeți că la BAC o să fie mai greu? Sperăm să nu! Ați încercat să o copiați? Nu. La geografie. Cum ți s-a părut? Ușor. Ce notă crezi că e? 7-8. Crezi că BAC-ul o să fie mai greu? Posibil. Care ți s-a părut cel mai greu subiect? 3. A treia parte, nu? Treia parte. Despre ce a fost? Media de temperatură anuală, precipitații. Proba de astăzi a fost ultima din calendarul de simulări pentru clasele a 12-a din acest an. Rezultatele vor fi afișate vineri, 14 martie, iar notele pe care le obțin elevii la simulări nu pot fi contestate și nu vor fi trecute în catalog.